Costin Căpucescu, într-o scurtă vacanță acasă, se știe, ai luat drumul Turciei, ca să spun așa. Ai fost antrenor în campionatul Turciei, acum ești la Naționala Turciei Feminin. Cum este? Care este o concluzie, iată, după această primă perioadă, atât în campionat, cât și la Națională? Da, am un an de zile de când lucrez în Turcia. Așa cum ai spus, am început 6 luni de zile, am lucrat la echipa Kastamonu, campioana și echipa care a evoluat pentru primul sezon și pentru prima oară o echipă din Turcia a ajuns să joace în grupele Champions League. După care, din motive financiare care au afectat toate cluburile din Turcia, am trecut la echipa națională a Turciei, nu numai din cauze financiare, pentru și cei care, președintele, pentru că s-a schimbat acolo și președintele și tot ce a urmat după alegeri, au considerat că ceea ce s-a întâmplat la Kastamonu în cele 6 luni de zile ar putea să ajute la fel să se dezvolte oarecum handbalul în Turcia și acum lucrez acolo. Deja o prima parte a contractului pe care l-am avut cu ei s-a finalizat la sfârșitul lunii august, atunci când s-au terminat jocurile islamice, iar acum urmează o altă colaborare cu ei pentru următoarea perioadă, pentru calificările pentru campionatul mondial, care vor fi din anul viitor. Mulți vor spune campionatul Turciei nu e unul foarte puternic, însă totuși, care este diferența între ce se joacă în Turcia, pentru că este o altă zonă, care sunt cerințele, ce așteaptă ei de la un antrenor european, dacă răspund cerințelor unui antrenor, aș dori aia, trebuie făcut aia. Da, întâi cred că ar fi bine să fac o comparație între ceea ce se întâmplă în România, pentru că aici am lucrat cel mai mult timp și știu oarecum care este nivelul. Primele două echipe la ora actuală, Kastamonu și Konyaaltı, sunt două echipe care ar putea juca și ar fi, să zicem, în prima jumătate a clasamentului din România. La Kastamonu sunt jucătoare care au evoluat în România, Zenaide de la Rapid, care e și campioană și a fost una dintre jucătoarele foarte bune și a ajutat foarte mult echipa să-și îndeplinească acest obiectiv. Și la fel mai au pe Samara da Silva, interul stânga, care a început la Brăila, după care a continuat cu CSM, o jucătoare care a mai evoluat și la Vâlcea, chiar în sezonul în care au câștigat Vâlcea prima oară titlul și a avut la fel un aport foarte mare. Astea sunt doar două dintre jucătoarele care se regăsesc acum în echipa Kastamonu. Bineînțeles, mai au pe Mehmetović, extremă stângă, una dintre cel mai bune extreme stânga din lume la ora actuală, muntenegreancă, pe care noi o știm foarte bine din jocurile pe care le-a avut Naționala României. Și pot să spun că Kastamonu are o echipă interesantă în acest sezon. Au făcut câteva achiziții foarte bune și, după cum știți, evoluează în grupele Champions League și va fi un adversar chiar echipei Rapid. Asta făcând o comparație în ceea ce la nivelul handbalului care este la ora actuală în Turcia. Bineînțeles că e departe încă ce se întâmplă în Turcia comparând cu România, pentru că o mare parte dintre toate jucătoarele, mai puțin cele care străine, sunt semiprofesioniste, multe dintre ele și lucrează. Dar din ce pot să-mi dau seama după această primă perioadă, un an de zile pe care l-am petrecut în Turcia, au calitate și au o rată bună de progres pe care pot să o facă într-un nivel nu foarte îndepărtat, adică nu trebuie foarte mult timp. Lucru pe care l-am văzut și la ultimele două competiții la care am participat în această vară, la Jocurile Mediteraneene din Algeria. Acolo am avut câteva probleme destul de delicate medicale, care nu ne-au afectat rezultatul și la ultima competiție, cea organizată de Turcia la Jocurile Islamice, unde am reușit să câștigăm competiția cu scoruri foarte bune în comparație cu jocul nostru și cu ceea ce ne-am dorit.
Cum te-au primit, și aici vorbesc atât conducerea clubului, stafful care a fost pe lângă tine, jucătoarele, având în vedere că nu erai din zona lor, vin din zona europeană, da, și alte lucruri. Dar ei au încercat să aducă un antrenor, vorbesc de Castamonu, apropiat de mentalitatea, pentru că suntem balcanici și au aproape aceeași mentalitate. Înainte au lucrat cu o jucătoare, cu o antrenoare din partea nordică, cu Helle Thompson, și au încercat, ținând cont că au venit și foarte multe jucătoare, patru din Muntenegru, deci oarecum, să zicem, mentalitatea era apropiată. Mi-a fost destul de greu pentru că eu am ajuns târziu la echipă, am ajuns undeva în 10 august. Primul meci oficial a fost în Champions League, la o lună diferență după ce am ajuns eu acolo. O parte dintre jucătoarele din Muntenegru erau la Jocurile Olimpice, au venit destul de târziu. Pregătirea a fost foarte grea, multe lucruri care pe mine m-au nemulțumit și n-am putut să desfășor activitatea așa cum aș fi vrut, dar am fost foarte încrezător și mulțumit de ce s-a întâmplat pe parcurs, în special pentru că am reușit să schimb oarecum sistemul și stilul de pregătire, în special a jucătoarelor din Turcia. Aici m-au ajutat foarte mult și handbalistele din Muntenegru, pentru că sunt profesioniste în adevăratul sens al cuvântului. Și împreună cu ele și programele pe care le făceau și ele, am reușit să le obișnuiesc și pe fetele din Turcia să lucreze mai mult la sala de forțe și anumite antrenamente pe care ele nu le-au mai făcut până atunci. Oarecum acest lucru s-a văzut mai târziu, m-au ajutat pe mine la echipa națională, pentru că de la Castamonu am cele mai multe jucătoare convocate și nivelul lor de pregătire fizică, de forță pe care l-au acumulat într-un an de zile, m-au ajutat în jocurile pe care le-am avut în această vară și o mare parte din rezultate poate se datorează și acelor lucru. E clar că ușor, ușor încerc să implementez această pregătire și celorlalte jucătoare care vin din campionat. Cu o parte dintre ele am reușit, cele care au venit de la început, de la primul cantonament. Am avut la fel un mare noroc și nu neapărat noroc, dar am avut și un rezultat bun care le-a dat încredere și m-a ajutat în următorii pași. Primul meci oficial pe care am avut în calificările pentru campionatul european din această iarnă cu Islanda, l-am câștigat acasă. Trebuie menționat că naționala turcă nu mai câștigase într-un meci oficial de 3 ani de zile. Deci a fost și pentru ei o oarecare surpriză, pentru că Islanda este o echipă foarte puternică fizic și am reușit să le facem față și am câștigat. Și după aceasta a urmat meciurile care au mai rămas de calificare. Am încercat la fiecare întâlnire să încercăm să schimbăm un pic și din tactica pe care o avea echipa Turciei înainte. Și în această vară am stat mai mult timp împreună, am avut jocuri mai multe, cu adversari mai accesibili, dar și cu adversari puternici din zona europeană, și am văzut o îmbunătățire a calității și în special o îmbunătățire a vitezei și a forței pe care au arătat-o fetele în multe momente în joc. Și cred că rezultatele care le-am făcut în ultima competiție, această câștigare a unei competiții oficiale, pentru că n-am știut, lucrul ăsta l-am aflat după ce am disputat finala, mi-a zis chiar din federație, este prima medalie câștigată de handbalul feminin turcesc de când se joacă handbal. Deci ei până acum au mai avut un bronz cu o echipă în care jucau Ezela cu câțiva ani de zile tot la Jocurile Islamice și acum a fost prima finală și prima medalie de aur pe care au reușit să câștige la nivelul ăsta la handball. N-am știut. Mă bucur că am obținut lucrul ăsta într-un timp scurt. Fetele erau foarte, foarte mulțumite și, bineînțeles, și cei din federație. Iar acum urmează pentru noi patru jocuri, să zicem, primele două importante, dar nu foarte grele, cu Marea Britanie, pe care le vom disputa pe amândouă acasă în octombrie-noiembrie. Iar următoarele două jocuri foarte, foarte importante și, bineînțeles, foarte dificile,
cu una dintre echipele care se vor clasa pe ultimele 10 locuri la campionatul european, vom juca meci de baraj pentru calificarea la campionatul mondial. Până atunci mai este ceva timp, asta se va întâmpla martie-april. Vom încerca, acum când este prima săptămână EHF, 26 septembrie, 2 octombrie, să poate să organizăm și noi un turneu, cam ce se întâmplă și în România cu Trofeul Carpați, în care să invităm câteva echipe din Europa să vedem la ce nivel suntem după începerea sezonului și îmi doresc foarte mult ca jucătoarele care vor face parte, numărul de jucătoare pe care deja îl am în vedere pentru următoarele acțiuni să aibă meciuri internaționale cât mai mult și să joace. Rostic că Eliza, povestim un pic și de fiica voastră, Eliza Bucenschi este la Rapid. Cum se simte? Chiar dacă nu îi place, nu e o persoană care să iasă foarte în evidență. Da, a avut Rapidul, echipa Rapid și, bineînțeles, Eliza, făcând parte din această echipă, a avut un sezon foarte bun, cel care s-a încheiat. Au ieșit campioane, deși nu erau cotate în primele trei cu această șansă. Au reușit să aibă un sezon bun, în care, cu toate că au pierdut trei jocuri, au avut o constanță în meciurile, în celelalte rezultate și până la urmă s-a văzut că au câștigat la un punct. Acum e clar că în momentul în care ești campioană, toată lumea te vede altfel, toți adversarii vor să câștige, toți adversarii se mobilizează. S-a schimbat mult în echipă, în echipa Rapidului în acest sezon. Au apărut foarte multe jucătoare, multe dintre ele care au evoluat în Champions League multe sezoane la Metz. Și cred că, așa cum se și vede, au avut un început de sezon destul de greu, pentru că încă nu, relațiile de joc nu sunt foarte bine formate. Dar pe parcurs sunt sigur că Rapidul își va regăsi cadența și sper să fie un Rapid așa cum ar trebui, un TGV mai mult decât un Rapid. Deci să ajungă la același joc pe care l-au prestat sezonul trecut în viteză și foarte eficient. Va fi greu pentru că sezonul acesta îi vor juca din 3 în 3 zile. Săptămâna asta începe Champions League. Au primul meci la Croația, la Lokomotiv Zagreb în Croația, o echipă nouă în Champions League, dar o echipă care se bazează pe același nucleu, cu antrenorul național al Croației, care au avut rezultate foarte bune. Și va fi normal un sezon foarte dificil, pentru că campionatul României din anul acesta, din acest, este foarte, foarte puternic. Multe jucătoare străine au ales să vină în România. Este foarte atractiv și financiar. Și cred că va fi o competiție foarte interesantă pentru toată lumea, pentru că vor apărea multe, multe surprize de-a lungul acestui sezon în competiția internă.